Astăzi, 28 iunie 2011, se împlinesc 71 de ani de la agresiunea URSS față de România. În România interbelică nu a existat cel puțin un om, o organizație, nu mai vorbesc de partide politice, care ar fi cerut Uniunii Sovietice numită eliberare a Basarabiei, nordului Bucovinii, ținutului Herța, a mai multor insule de la gurile Dunării. Contextul general a fost defavorabil României, astfel încât România a decis sub presiunea forței să evacueze teritoriile pretinse de sovietici. În niciun document diplomatic semnat de autoritățile române nu figurează noțiunea cedare, retrocedare sau părăsirea acestor teritorii. Singura noțiune consacrată din punct de vedere juridic este evacuarea teritoriilor pretinse de sovietici sub presiunea forței și pentru a evita izbucnirea unui conflict în această parte a Europei de Sud-Est. 1812, 1940, 1992. Ani în care fie Rusia țaristă, fie Rusia sovietică, fie Rusia democratică a tăiat din pământul și din corpul nostru. 100.000 de cetățeni deportați în Siberia, 200.000 de oameni muriți de foamete, naționalizare, gulaguri, spitale, cetățeni în spitale de psihiatrie, distrugerea bisericilor, tot ceea ce a construit moșii și strămoșii și părinții noștri. Și ei astăzi nu recunosc ocupația. Și nu vrem nimic decât să recunoască doar aceasta. Și mă întreb, oare cât sânge le mai trebuie lor? Cât pământ le mai trebuie să rupă din noi un popor pașnic? O poporă care trăim pământul nostru. L-am pretins și nu pretindem niciodată la nimic. Oare nu le ajunge? Oare nu le-i rușine de Dumnezeu? Au ei inimă. Zi tragic pentru tot poporul ăsta. Altceva nu pot spune. O tragedie națională. A distrus poporul. A distrus țara toată. De ce unii spun că a fost o eliberare și de ce unii spun că a fost o eliberare? Asta cei care ne-au ocupat spun că a fost eliberare. Nu, basarabenii nu spun niciodată că a fost eliberare. Asta a fost ocupație. Atâtea tragedii au fost mai întâi deportările, a doilea foamete din 47, care eu am retrăit-o fiind copil, am mâncat bruiene. E atât care sunt consecințele de eliberări așa, dar nu mai zic de morții, 10.000 de morți în timpul foamei. Asta ce e eliberare, asta ce e viață bună? Pentru mine înseamnă să se zice de ocupație a sovieticilor de către teritoriul românesc. Spun că e eliberare care se partidul comunist. Ca să nu știi cât rău a făcut de poporul ăsta român din Basarabia aici. Cât călvarul, biserici, părtări, una poamtea organizată. Ca să nu știi și le duce de mișiuna în Basarabia, către tinerietă. Această zi înseamnă o comemorare pentru toate persoanele care au avut de suferit în urma intrării trupelor sovietice pe teritoriul țării noastre. Și de ce am venit astăzi să ne amintim de persoanele astea cu anumite flori la monumentul acesta? Asta e o zi foarte tragică pentru acest pământ, pentru toată romanitatea. Dar mai bine n-a fost că noi vedem ceea ce s-a întâmplat. Și aceea că noi suntem cu mult în urma, spunea că regimul ăsta socialist, pe urmă comunism ar să fie, atât să fie de bine și frumos și foarte bine și ugundii. M-am născut în 47, dar am auzit de povestirile mamei și de povestirile altor oameni care m-au înstărit, care au fost ridicați, care au fost deportați. M-au auzit că eu ridicată și eu dus în alte țări și copiii aparte, mamele aparte.
Eu socot că a fost o ocupație, pentru că când omul, când cineva te eliberează, ia că dacă doi se sfădesc în casă și vine unul și spune, măi, și fiți cu minți, și ia că așa, 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 îi liniștește. Dar și se duce, nu rămâne în casa lor. Dar ăștia, dacă au rămas aici la noi, se înseamnă că ne-au ocupat. Eu am venit că Dumnezeu ne-a arătat prin vis, ne-a arătat că să ne ducem la placa memorială. Și eu am fost la rugăciune aici, așa pe urmă am venit aici, așa o leucuță, că măcar cât mă lasă inima cu o mie putință, cât am putut să aduc și eu o floare și să spun și să ascult și eu. Conform aprecierii istoricilor, această despăgubire morală și materială este de 27,8 miliarde de dolari americani. Fiecărui urmaș al celui care a avut de pătimit îi revine 92.500. Acestea sunt aprecierile membrilor Comisiei pentru studierea regimului comunist și condamnarea crimelor regimului sovietic de ocupație. Și noi considerăm că este nevoie de o atitudine verticală din partea guvernului ca să urmeze exemplul balticilor, al georgienilor și al ucrainenilor și să înceapă decomunizarea societății și să înainteze pretenții de despăgubiri din partea Rusiei. Ajungeam ce la destul, din stat în stat, prin ani de osână, ce stat? Ce stat vă întrebăm acum? Ce stat în care nu avem nici limbă? Ajungeam ce la destul. Dar vine iată steaua cea de Paște, renvie un popor repus de atât de ori cam 47. Ajungeam cedat destul, dar vine iată un popor de semne la tine, pe muncitul trup al mult prepătimintei noastre limbi române. Bravo! 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 Bravo!